În primele zile de război, liderul de la Kiev a avut mereu ochii în lacrimi. E insuportabil să vezi copii morți. Înrebat despre masacrul de la Buha și atacul cu rachete de la Kramatorsk, Zelenski a fost sincer: nu mai am lacrimi, nici măcar nu mai pot să plâng. Zelenski vorbește de crime de război și în alte orașe și sate din țară. Ce se întâmplă în sud, lângă Herson, la Zaporojie sau în est, nu știm încă. Ceea ce vedem sunt orașe complet distruse. Fără case, fără oameni. Nu știu ce vom găsi acolo. Da, urăsc Rusia, urăsc soldații ruși. Când văd imaginile cu copii uciși, fără picioare, fără brațe. Este groaznic. Volodymyr Zelenski. Ca tată, el se gândește la proprii copii și la părinții copiilor morți, care nu-i mai pot vedea absolvind un liceu sau o facultate, căsătorindu-se și stabilindu-se la casa lor, a adăugat Zelenski în interviul realizat într-o locație nedezvăluită. Un șef de guvern din UE mi-a cerut dovezi că masacrul de la Buha nu a fost înscenat. Cel mai rău lucru care i s-a întâmplat în ultimele zile, spune Zelenski, a fost dialogul cu un important politician UE, care a vrut să vadă dovezile faptului că masacrul de la Buha nu a fost cumva pus în scenă, retorica pe care o folosește de obicei Kremlinul. Jurnalistul Bild a întrebat dacă acest politician al UE este șef de guvern european. Zelenski a răspuns că da, dar nu a vrut să-i dea numele. Recomandări sunt suficiente sancțiunile împotriva Rusiei. Expert în macroeconomie, nu par să influențeze calculul Kremlinului. În ciuda ororilor descoperite în Buha, Borodianca și alte orașe ucrainene, comise de ruși, Zelenski spune că s-ar așeza în continuare la masă tratativelor de pace cu omologul rus, cu Vladimir Putin. Numai el poate decide când se va termina acest război. Îmbătrânit cu 10 ani de război. Jurnalista Katia Gorkinskaya a postat pe Twitter două imagini cu Zelenski dinainte de război și de acum, puse una lângă alta. Privindu-le, Zelenski recunoaște că războiul l-a îmbătrânit cu 10 ani. The photos were taken 41 days apart by the president's photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Buha today. KFPU 723GW1, Katia Gorkinskaya, april 4, 2022. Cei din poze sunt doi oameni diferiți. Dar transformarea este în folosul țării noastre. Nu sunt sigur că mă voi întoarce la persoana de dinainte, a spus el. Urmărește pe Libertatea Live Text cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina. Captură Bild. GSP Roș a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Când a ajuns, a trăit un șoc. Pe cine a găsit acolo? Plaiteru Andreea Esca, despre plecarea de la știrile Pro TV, locul e liber pentru orice candidat. Observator News, rotată omorât în bătaie pe o stradă din Târgu Mureș. Tânărul a fost lovit cu bestialitate, într-o parcare, încă o dată i-a dat. S-a ridicat. Horoscop 9 aprilie 2022. Capricornii au ceva de învățat în legătură cu certurile din familie, ceva ce numai ei pot înțelege. Știrile Pro TV, liderii UE, la locul masacrului din Bucha, echipați cu veste antiglonț. Ce a transmis Putin? Orange Sport, Rogigi Becali se teme să nu fie otrăvit la ordinul lui Vladimir Putin. Mi-e frică, pe cuvânt că mi-e frică de el. Publicitate Ruxix, ce se întâmplă când vine viața peste tine,